Salut! Hai să facem un sandwich cu porc destrămat sau cum se zice în engleză pulled pork sandwich. Am luat o spată de porc, 18 lei kilo, am tăiat cu un cuțit grăsimea din partea de sus și așa o să o și pun în cuptor cu grăsimea în sus. Faptul că am tăiat-o o să o facă să se topească mai ușor. După aia adaug sare, boia, un pic de usturoi granulat și niște condimente de grătar V6. Fac asta pe ambele părți și apoi o să o pun în tavă. În tavă am curățat 5 cepe, le-am tăiat în jumate și le-am pus cu fața în jos. Am văzut schema asta într-o rețetă de-a lui Gordon Ramsay. După care o să aprind focul sub tavă și o să rumenesc un pic ceapa în ulei înainte să bag carnea la cuptor. Hai să vedem ce fain sfârâie ceapa. Bun, am pus carnea peste ceapă și adaug în tavă apă fiartă. Apa e important să fie deja fierbinte, fiindcă altfel durează foarte mult ca să o fiarbă cuptorul. Americanii în rețeta asta pun chicken stock, adică supă de pui, dar la noi nu prea se găsește gata făcută. Se poate face din apă și un cub de Maggi sau așa. Bun, și acum să vă arăt și arma secretă sau cum o zice un prieten, micunea ta secretă. Folosesc un termometru de carne wireless, meter îi zice. Are doi senzori, unul în vârf și unul în bază, astfel încât măsoară și temperatura din interiorul cărnii și temperatura din cuptor. Și merge cu Bluetooth, se conectează la o aplicație de pe telefon, unde mi estimează cât durează să se gătească carnea. I-am mai pus niște sare și în apa aceea fiartă din jurul cărnii ca să nu dilueze prea mult aroma și apoi am pus-o la cuptor la 130 de grade. Ar fi trebuit acoperit cu folie de aluminiu, dar n-am mai avut folie de aluminiu. Așa arată în cuptor. Aplicația de la termometru îmi face un grafic cu temperatura. Se vede că după un timp am dat cuptorul un pic mai încet la 1.20 și a luat practic 4 ore să fie gata. Însă l-am lăsat în cuptor până dimineață, fiindcă a fost gata la vreo 6 dimineața și l-am scos la vreo 9. Deci a avut timp să se odihnească. Așa arată după ce e gata. E super moale. Și cepele de sub el sunt caramelizate. O să le zdrobesc într-un piure și o să fie foarte, foarte bun. Să scoatem și termometru afară și apoi o să vă arăt ce moale îi. Am spălat termometru și îl pun înapoi în cutiuța lui să se încarce. În spate are o baterie 2A și asta îl încarcă de vreo 100 de ori. Și capacul de lemn e fain, se închide cu magnet. Îl pun aici și are două contacte, unul sus, unul la bază, care o să îl încarce. Bun, hai să vedem cum a ieșit carnea. Ca să-l pregătim pentru sandwich, îl luăm din tavă și cu două furculițe se desparte carnea. După aia luăm din lichidul rămas în tavă, luăm grăsimea din el de deasupra. Vedeți că deasupra se vede un strat galben care e grăsime. Luăm ăla cu lingura și turnăm lichidul înapoi peste carnea despărțită, astfel încât o să se hidrateze cu lichidul ăla și o să fie foarte moale. Ceapa din tigaie am făcut-o pireu și am obținut o pastă de ceapă caramelizată foarte gustoasă.
Bun, hai să ne apucăm de sandwich. Folosim chifle cumpărate. Le tăiem în două, le prăjim cu un pic de unt, după care vom asambla minunea.